Hei, 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 salutare, dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață, la magie și la lucruri frumoase. Cum vă simțiți după magicul eveniment? Unde sunt cele 3-7 zile de întuneric și așa mai departe? Măi, noi, eu zic să o dăm așa, cum am zis și de ieri, în iubire, pasiune și să o ținem pe nunta cosmică, da? Nunta cosmică, soarele, berbec, luna în leu și să ne bucurăm de toate lucrurile faine, să sunt pe o vibrație cât mai înaltă, iete așa să le facem în ciudă. Bun, haideți să vedem care sunt mesajele pentru astăzi, care este, opa, titlul emisiunii. No, ce v-am zis? Love, despre iubire, despre pasiune, că unii vor să ne țină în teamă, în frică, numai de-a dracu ce-i chelea pe ei și noi, de-a dracu ce-i chelea pe noastră, pe noi, nu o să facem lucrul acesta, da? De iubire, pe iubire, să fie pe love, pe fantasy, da? Pe fantezie, dar să visăm frumos, să stăm acolo noi cu noi și să avem o energie cât mai faină. Bun, vorbim despre iubire astăzi. Hai să vedem care sunt și niște cuvinte cheie din ceau mică. Să vedem. Da, îmi zice să nu le pun la loc, am vrut să le pun, dar asta e ședință, rezistență. Păi cum adică o punem rezistență când vine vorba despre iubire? Asta înseamnă, da, ședință vineri, ia că o zi de vineri sau, bineînțeles, vorbim despre energia lui Venus care vorbește tot despre iubire și capcană. Opa, hai să mai vedem încă unul după care trecem la restul mesajelor. Și curând, ia ai tu grijă într-o vineri să nu pici într-o capcană a iubirii. O să vedem despre ce e vorba. Mergem mai departe pe calea astrelor. Nu, că mi s-au răsturnat pepita acolo. Mergem pe calea astrelor să vedem ce ne mai spune spiritul astăzi. Care-i treaba cu capcana, care-i treaba cu iubirea și care-i treaba cu rezistența? Poate capcana este rezistența. V-ați gândit la asta? E Venus, din nou energia lui Venus. Mai vorbim despre iubire. Sper să nu picăm în acea capcană a fricilor care ne fac să opunem rezistență iubirii. Dar vedem și energia lui Neptun. Ea vorbește despre visare, da? Poate să vorbească și despre iluzie. No, devine interesantă această citire și îmi zice că nu mai vrea de aici, bine, nu mai vrei de aici, mergem mai departe, că n-o să batem apa în piu așa tătă ziua. Hai să vedem și de aici ce ne spune. Vorbește despre o lună în fecioară, order, da, organizare, luciditate, puse lucrurile așa foarte bine pe căprării și așa mai departe, să fie totul nu haotic, nu într-o iluzie și într-o învălmășeală de genul acesta, totul să fie clar, totul să fie ordonat. Bun, mergem mai departe și să vedem ce alte puncte importante vrea să mai prezinte spiritul pentru astăzi și ia cătă niște daruri, abundență și sărbătorire. Foarte bine, important este să primim și darul iubirii. Uite, ce v-am spus eu cu aia cu capcana și cu rezistența? Este nevoie de vindecarea copilului interior care nu știe să primească această abundență și aceste daruri, indiferent de forma sub care ele vin și opune rezistență. Măi, dar cineva să uită după tine de numai, sper să nu fii tu care stai și spionezi alte persoane că n-ai altceva de făcut cu viața ta. Da, the shadow side, partea de umbră, partea întunecată sau cineva din umbră stă și se uită după tine. Și vedem posibile conflicte, iată-te aici, pot fi niște trigere, niște butoane apăsate, pentru că, repet, este copilul interior încă nevindecat. Be open to receive, fii deschis să primești, dar tu nu prea știi să primești pentru că, ce să vezi, este ceva de făcut acolo, este ceva de vindecat. Hai să vedem și mesajele, sau mesajul, mai bine spus, din partea Doamnei Lună. Comunicarea este cheia. Da, comunicarea, știți foarte bine, cu propria persoană, extrem de importantă, dar și cu ceilalți. Învață să comunici, pentru că s-ar putea să fie cazul de a-ți sări foarte repede țandăra, că vezi, dragă Doamne, zici că are cineva ceva cu tine. Tu chiar așa simți, da? Adică eu înțeleg lucrurile acestea pentru că acel copil interior rănit imediat sare, imediat își reactivează rănile acelea interioare și tot apar acele conflicte. De asta îți spune, vezi ce faci, oferă iubire copilului interior, oferă ce are nevoie pentru a putea fi vindecat. Hai să mergem și mai departe și să vedem
Ia să vedem, de ce ai rămas tu pe masă? E, uite, de-aia ai rămas pe masă, 9 de săbi, anxietate, teamă, frică, suferința, în tăcere se numește aici, și 2-ul de monede, poate dificultatea de a lua o decizie, de a lua o hotărâre, la fel de bine. Faptul că există foarte multă anxietate, pentru că există foarte multe temeri, frici, s-ar putea tu, da, exact, să nu știi ce anume să alegi sau să ai chiar ceva dificultăți când vine vorba despre de partea financiară. Bun, și mergem mai departe și vedem un 6 de bâte, poate să vorbească și despre victorie, dar poate să vorbească și despre un orgoliu, îmi spune spiritul. 6-6 poartă în casă un 6 de monede. Ei, spiritul zice în felul următor, este ceva sau cineva care vrea să vină să împartă ceva cu tine, dar tu trebuie să iei hotărârea, da? Dacă vrei să primești această persoană în viața ta sau nu, sau dacă vrei să primești această colaborare sau nu. Nu o primești din teamă, din frică. Dacă o vei primi, dacă vei ști să comunici clar care sunt termenii, care sunt condițiile tale, care sunt fricile sau, mă rog, așteptările, dacă vorbim despre o relație, vedem clar că vei avea de câștigat, vorbim despre o sărbătorire acolo. Uite, Hope, Speranța, este Cartea Stelei care vorbește și despre vindecare. Bun, mergem și mai departe și haide să vedem și lămuririle. Winston, Nine of Swords. Ia să vedem. Ok, și vedem Regina de Bâte. Știi cum e asta cu Regina de Bâte pe 9 de săbi? Este aia cu gardul și cu leopardul, da? Pe din afară prezinți o atitudine de asta foarte îndrăznață și foarte tătătă și tătătă, dar prin spate dă numai sâțâie fundul. Este doar o fațadă, da, 2-ul de monede, 2-ul de săbi. Degeaba mă dau eu mare și tare că, de fapt, în țâțâie fundul când vine vorba să iau o hotărâre, poate de a face ceva, uite, da, legat de un parteneriat sau legat de pasiunea mea, de talentul meu. Nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg. Eu zic să ieși din zona asta de amețeală se zice că e de teamă, de frică, pentru a clarifica niște lucruri cu tine, wow, fie că niște vești bune, ia câte 10-le de monede, îl vedem și Cartea Justiției, pot fi niște vești bune care vin pentru unii dintre voi, pot fi niște recompense sau niște restituiri de bunuri sau niște câștiguri că vin către voi pe calea aceasta a instituțiilor de stat sau nu, nu știu, sau în urma luării unei hotărâri, da, s-ar putea să ajungi tu la niște câștiguri extraordinare. Dacă nu ți-e frică, poate să iei o decizie, să iei o hotărâre, uite și asul de cupe cu 6-le de monede. Dacă vorbim despre iubire, la fel de bine îți spune, nu-ți fie teamă, nu-ți fie frică, da? Ok, le pui în balanță, da, ascultă-ți sufletul, nu te uita la beneficii, că vezi, ea nu se uită bine, trage puțin cu ochiul, hai să fim serioși. Nu te uita neapărat la beneficiile alea, ghidează-te după suflet și vedem clar că vei avea de câștigat. Urmează calea iubirii, poftim, Cartea Soarelui pe 3-ul de cupe, sărbătorire fără doar și poate, o reușită extraordinară, ulala, și vedem regele și regina de bâte, dar au 7-le de monede între ei. Cineva parcă amână acest parteneriat, amână această uniune, de ce? Din teamă, din frică, pentru că există niște lucruri nevindecate ale copilului interior și vedem încă o dată 9 de săbi la rădăcina pachetului. Hai să vedem din Osho de data aceasta. Tell me more about this, thank you, spirit. Opa. A rămas, era zi berbecul, dar ce tot am eu cu berbecul, da, că sunt multe treburi în berbec de aia. Împăratul care rupe niște lanțuri, este rebelul care nu vrea să mai stea, poate în acea suferință, poate în acele rând sufletești și se hotărăște să urmeze calea iubirii, calea pasiunii sau poate chiar sunteți berbeci sau aveți de-a face cu cineva. În această situație, uite și cartea mare lui preot, poate să fie ruperea unor atașamente, atașamentele, să le spunem, de niște credințe în care ai trăit până acum, poate să fie și o relație de lungă durată cu cineva în această zodie sau nu neapărat în această zodie. Da, și vedem și 10-le de bâte. El vorbește despre reprimarea unor emoții, dar și despre eliberare. În sfârșit mă eliberez de toată povara pe care am dus-o în interior, care a dus la această suferință. Poate în cazul unora dintre voi să fie rănile acestea ale copilului interior să aibă legătură cu o figură autoritară, posibil figură paternă. De ce spun posibil? Pentru că
în unele cazuri și mama poate reprezenta o figură autoritară, cum să spunem, într-o energie mai masculină, mai ales în zilele noastre se întâmplă tot felul de minuni. Bun, vezi ce faci cu copilașul interior, vezi ce faci cu aceste lucruri să le vindeci și să-ți aduci ființa în armonie. Hai să vedem mesajele din partea amorului Ghebos pentru astăzi. Din doi în doi, două la primărie, două la prefectură să fie și vedem flirtul. Dă-ți voie să flirtezi, dă-ți voie să-ți extinzi energia dincolo de cei patru pereți ai camerei tale, spune spiritul. Și uite și chemarea sufletului pereche, îți spune să decizi până la urmă ceea ce vrei, dar să și acționezi. Că tu degeaba faci chemările către sufletul pereche dacă tu nu ieși decât la muncă și înapoi acasă, că nu merge așa varianta. Da, dă-ți voie să-ți extinzi energia ca să te poată găsi sufletul tău pereche. Hai să vedem și un sfat de aici, între timp pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Ia să vedem, hai cu sfatul. Capcana sunt fricile, așa cum am spus, am lămurit lucrul acesta. Face your fears, ia că stai față în față cu fricile tale și transformă-le într-o putere, într-o energie care să te propulseze către ceva nou, nu să te îngroape în situația în care deja ai stat de foarte mult timp. Hai să vedem și răspunsurile din partea spiritului pentru întrebarea sau întrebările voastre. Răspunsul cu numărul 1. Hai să vedem ce avem noi aici. Situația se va îmbunătăți. Da, categoria mea, bine, nu știu ce întrebare a spus voi, dar vis-a-vis de citire se va îmbunătăți dacă vei face ceva, o acțiune sau mai multe acțiuni concrete. Răspunsul cu numărul 2 este big happy changes, ia câte schimbări majore și fericite și am văzut lucrul acesta, dar trebuie să-ți dai voie să treci prin schimbare. Și răspunsul cu numărul 3 este în următoarele câteva săptămâni. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day! Ciao, ciao!